Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Sunt 100% sigur că pe parcursul vieții dumneavoastră ați întâlnit o situație de acest gen. Și anume, pomii dumneavoastră au fost răniți, fie că au fost mâncați de roși de iepuri, fie că au fost roși de căprioare, fie că cineva a scăpat caprele în livada dumneavoastră, fie că pur și simplu l-ați rănit cu firul de la motocoasă sau în orice alt fel, pomii dumneavoastră au putut ajunge în situația în care vedem noi aici pe acest salcâm. Nu îmi permit să strig niciun pom pentru a vă arăta tehnica. Întrebarea pe care am primit-o de multe ori și pe care vreau să o, la care vreau să dau un răspuns azi, este dacă noi putem face ceva pentru a salva pomul. Că o rană de acest gen poate întrerupe total ciclul de viață al pomului și îl poate usca. De ce spun acest lucru? Pentru că substanțele nutritive care merg în coronamentul pomului sunt extrase de sistemul radicular al pomului și sunt conduse prin niște vase conductoare de semn, care se află imediat lângă masa lemnoasă a pomului. Aceste vase de conductoare au directă legătură cu acel spațiu verde pe care vă l-am prezentat eu atunci când vorbim despre altoiri. Ei bine, în momentul în care, indiferent de situațiile mai devreme menționate, pomul a fost rănit ros de animale și așa mai departe, pur și simplu a fost secționat acele vase conductoare de sevă, iar pomul nu se mai hrănește așa cum trebuie. Acum, această tehnică poate fi aplicată indiferent de specie și de soi. Noi facem practică pe acest salcâm, v-am spus, nu vreau să rănesc niciun pom pentru a vă arăta ce aveți de făcut. Dar vreau să facem un scurt comentariu asupra acestui aspect, pentru că în funcție de gravitatea acestei răni, pomul mai poate fi salvat sau nu. Și aș putea spune că atunci când maxim 50% din diametrul pomului a fost afectat, pomul se poate regenera fără nicio problemă. Dar dacă mai mult de 50% din aceste vase conductoare au fost secționate, adică pe toată circumferința, pe tot diametrul pomului, atunci cu cât procentajul este mai mare, cu atât este mai greu să facem ceva în această privință. Partea bună este că îl putem salva și ceea ce trebuie noi să facem este să folosim un mastic din acela pe care îl folosiți la altoire, de exemplu, care este pe bază de cupru și care are rolul atât de cicatrizant, dar totodată are rolul și de dezinfectare a rănii, de a proteja pomul de factorii patogeni care ar putea să-l atace, pentru că aceste rând deschise, la fel ca și la noi oamenii, se pot infecta. Pe aici pot intra foarte ușor diferite ciuperci, diferiți agenți care pot usca pomul. Iar acest lucru este un lucru pe care noi nu ne dorim. Haideți să iau camera, vă detaliez ce am de făcut și după aceea vă spun cum acționează pentru a înțelege mai bine procesul. Gata, am luat camera și am creat o altă rană puțin mai sus pe un alt trunchi, astfel încât să vă pot exemplifica cât mai bine această tehnică prin care putem să ne salvăm pomii noștri fructiferi în momentul în care găsim răni de acest gen. Și tot ceea ce aveți nevoie este un mastic pe bază de cupru și niște bandă izolatoare. E bine, masticul acesta conține, așa cum v-am spus, cupru. Are rol de cicatrizare, dar totodată are rol de a sigila oarecum rana și a împiedica diferiți agenți patogeni să ajungă la țesutul pomului. Pentru că aceasta, la fel ca la noi, poate reprezenta, așa cum v-am spus, o rană. Iar aici putem avea atac cu diferitor fungi de orice natură. Iar acest mastic pe bază de cupru ajută foarte mult și împiedică oarecum ca acești agenți patogeni să atingă și să intre în contact cu țesutul pomului. Și tot ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți este să îmbăiați foarte bine, să acoperiți în totalitate această rană pe care v-a creat-o animalele sălbatice sau firul de la motocoasă sau orice altceva. Nu faceți rabat. Acoperiți foarte bine toată zona rănită, nu este nicio problemă dacă atingem și coaja, da? Și după ce ați făcut acest lucru și v-ați asigurat că acest mastic a ajuns pe toată suprafața rănii, nu vă mai rămâne decât să luați banda izolatoare și să sigilați rana. Vom folosi o bandă izolatoare sau o bandă de altoit de culoare deschisă, pentru că
aceasta va reflecta oarecum razele solare, lucru foarte important pentru a nu supraîncălzi tulpina. Trebuie să aveți mare grijă ca banda izolatoare să sigileze perfect această rană și să nu le dăm voie aerului sau la orice altceva să intre în această rană deschisă care s-a creat. Iar dumneavoastră vă continua pe toată lungimea rănii și veți bandaja pe cât posibil această rană deschisă. Eu am avut mari probleme cu chestii de acest gen, în care caprele unui om binevoitor mi-au distrus vreo 300 de pruni în două zile. Problema e că am observat prea târziu fenomenul, dar rănile pe care le-am făcut acolo au fost de peste 50% din circumferința trunchiului pomului și pe o suprafață foarte mare și nu a mai meritat efortul de a încerca să-i salvez. Da, deci eu folosesc bandă izolatoare, v-am spus, de culoare albă, pentru că orice altă culoare ar putea să-mi reflecte foarte puternic lumina soarelui, să o atragă și să-mi supraîncălzească tulpina. Și așa cum vedeți dumneavoastră ceea ce am făcut eu aici, va trebui să stea cel puțin un an de zile. Ei, dragilor, poate vă întrebați de ce nu lăsăm pur și simplu masticul, de ce mai bandajăm această rană. Ei bine, secretul în recuperarea pomului este că noi, în zona acelei răni, trebuie să creăm un mediu, odată steril, dar un mediu umed. Pentru că acel cambiu, acel calus, să-și facă treaba, să înceapă să caluseze toată rana și să repare țesutul pomului. Pentru că în momentul în care folosim doar masticul și lăsăm doar masticul acolo sau nu bandajăm cu nimic altceva, punem niște pământ sau niște, cum se spunea odată, punea balegă de vacă bătrânii noștri și astupau această rană, soarele, razele solare vor pătrunde până la țesut și vor deshidrata zona. Deshidratând această zonă, seva, calusul respectiv, nu va putea să regenereze acest țesut, pentru că el va fi în permanență într-un mediu uscat și de aceea el va calusa și va acoperi doar marginea rănii, acolo unde poate ține contact cu vasele conductoare. În rest, el nu va tinde să acopere toată rana și de aceea este bine și foarte indicat să facem pe cât posibil astfel încât să bandajăm în totalitate această rană. Sunt 100% sigur că mulți dintre voi v-ați întâlnit cu această situație și eu m-am întâlnit, așa cum v-am spus, dar nu este un capăt de lume. Puteți face acest lucru și puteți să vă protejați pomii. Foarte multe întâmplări de acest gen vin tocmai din cauza firului motocositoare. Acum, dacă sunt motocositoare, venim și poate nu suntem atenți și rănim oarecum pom. Dacă noi facem acest lucru, este cu atât mai bine. Mare atenție! Așa cum am spus, dacă circumferința, diametru pomului este afectat pe o suprafață de peste 50%, cu cât suprafața afectată este mai mare, cu atât este mai greu ca acesta să-și revină. Sper să vă fie de folos această tehnică, încercați-o cu încredere și vă spun 100% sigur că va da randamentul pe care îl doriți. Așa că, chiar dacă noi știm să reparăm aceste răni, nu este un motiv pentru care noi nu ar trebui să mai fim atenți cu motocositoarele, dar mai ales ar fi un motiv pentru care nu ar trebui ca oamenii să continue să ne bage animalele sălbatice în livezi, situații cu care cel puțin eu mă confrunt foarte des. Am hectare întregi la care nu mai merg, tocmai pentru că nu am ce să fac cu aceste animale sălbatice. Asta este. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!